Doamnelor și domnilor, astăzi începem la Natură și Aventură o serie de emisiuni mai deosebite. Am trecut de 20 de ani de când facem emisiunea asta. Sute de episoade în diferite părți ale țării. Am hotărât că acum, la mai bine de 20 de ani de când am început-o, să parcurgem niște locuri în care am venit și am filmat acum foarte multă vreme. Așadar, o serie de emisiuni dedicate amintirilor, ce a fost atunci și ce este acum. O să vedem cum s-au transformat locurile. În episodul trecut am explorat Valea Gurghiului și a Mureșului. Mi-am continuat drumul prin Bilbor, am trecut prin Cumpăna Apelor, locul care desparte Transilvania de Moldova, și am coborât spre Valea Neagră a Broștenilor. Aici am filmat printre primele episoade ale emisiunii Natură și Aventură. Este perioada din an în care plouă mult și pentru că drumurile nu sunt făcute, ia uitați-vă geamul meu din stânga. Ăsta e geamul meu din stânga, acoperit total de noroi pentru că am cuplat 4x4 și am încercat să ies din noroi. Se schimb filtrul. Unde ești, mă? Așa. Bun. Bine? Mai bine? Bun. Vreau să pescuiesc pe Neagră pentru că asta este una dintre primele emisiuni pe care le-am făcut noi la Natură și Aventură. Bine, noi atunci umblam după Lipan, după ce am umblat și după Păstrăv. Pe vremea respectivă aveam o Dacie Break. Nu a lipsit mult să ne lăsăm oșoarele pe aici, dar trebuie să recunosc că a meritat. Emisiunea aia de iarnă cu pescuitul la Lipan pe zăpadă a fost absolut mortală. Ai mai fost vreodată adică la pescuit de Lipan într-un peisaj de genul ăsta cu zăpadă și cu braz și cu... Știu că se pescuiește pe vremea asta, dar eu n-am mai fost. Sunt vreo 34 grade sub zero. E bună vremea. Acum, bună, dar uite, puțină lume ar ști că de fapt despre asta este vorba în emisiunea de astăzi, că Lipanul mănâncă la muscă chiar și atunci când sunt câteva grade sub zero. Adevărul e că în perioada asta anului nu e ușor de pescuit, pentru că fix îți îngheață mâna, hop, 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 uite-l, uite-l, uite un lipan mare,
Din păcate, curentul e foarte puternic, Lipanul are gura foarte... foarte gingașă, trebuie să-l aduc cu mare atenție. O să încerc să-l trag pe mal, mai degrabă decât să-l aduc la mine. Hai, hai băiatule, hai! Nu vine să cred că cu zăpadă și cu gheață la mal am prins un lipan așa de frumos, un lipan mare, mult peste dimensiuni, mult peste dimensiuni, la 35 de centimetri, nu pot să cred că l-am prins. Ruginiu, frumos, puțin amorțit. Pe dreapta mea, la 30 de metri, este drumul forestier. Se vede acolo borna kilometrică. Vedeți ce înseamnă un loc neatins de om și sălbăticie. În fața mea am găsit un cadavru de ciută sfârșiat de lupi. Se vede foarte bine, este o ciută, nu este un cerb. Se vede foarte bine coloana vertebrală cu coastele, se vede blana. A fost o bucată foarte mare mai înainte. Este! Vai ce bucată! Vai ce frumos a fost, mărică, mă! Vai de mine ce bucată! N-o altă bucată adevărat! Hai că vin și eu și dau un șuvoi! Ai văzut ce modest o ia? Este... încă un urică. Ăsta e păstrăv. Un păstrăv indigen foarte, foarte frumos. Foarte frumos, da. La asta trebuie să-i dăm drumul. Îi dăm drumul, sigur. Adică ăștia acum sunt în reproducție. Mâine eu o să urc pe curaie sus să-i văd în reproducție. Uai, ce frumos! Să leargă, uite-ți pe șfor acolo, pe pășură. Uite cum să leargă din lucrurile. Da. Uite, și femeie și născut. Da, e pe femeie. Deci, practic, ei acum fac un fel de joc nupțial. Un ritual, da, așa, da. Deci, un fel de ritual. Da, uite, ei își fândesc cu coada, unde găsesc un nisip fin, așa, îl împrăști și își fac un loc, deci un loc anume, special. În care ea își depune ecrești, după care vine masculul și împroaște cu lapte. Da. Eu sunt foarte mulțumit cu pescuitul de ieri la lipan pe zăpadă, în care am prins lipan, da. Și cu bătăile astea de păstră care le-am văzut, nu credeam să văd vreodată așa ceva, mai ales în perioada asta anului. Neagra asta, acum câțiva ani, păstoreau pescuitul și vânătoarea două persoane, și anume Filaret și Florin. Pe Neagra, Filaret, pe Negrișoara, Florin. Se ocupeau deopotrivă de pescuit și de vânătoare. Atâta timp cât au fost ei, și pe Neagra și pe Negrișoara, pește din belșug, vânat din belșug. Nu știu ce este acum. Nu știu, chiar nu știu. Am prins aici foarte bine. Și păstrăv, și lipan. Iar pe Negrișoara, pe arealul unde era maestru de vânătoare Florin, am făcut observații de animale, și anume urs. Extraordinar. Am făcut o emisiune extraordinară de urs. Uite ce urme sunt aici. Asta e bordeul din care am văzut și pisica sălbatică. Poate avem noroc și de data asta.
n-au nicio grijă. Nu-mi vine să cred că stau aici de vreo două ore și văd venind la troaca de porumb nu unul, ci mai mulți urși. Primul, mai tânăr și mai mic, a fost gonit de cel pe care îl vedeți acum. Acesta e un mascul puternic și experimentat. De troacă se apropie un nou pretendent, care însă nu pare dispus să se lupte cu namila ce se înfruptă de zor. Din păcate se lasă seara și nu mai avem suficientă lumină pentru a filma deznodământul. Ieșim din bordei și ne vedem de drum. Urșii nici nu ne bagă în seamă. Cam plouă în continuare. Deja am două ore de când stau în mașină. Planul meu era să optez pe malul apei. Dacă prind vreo 2-3 păstrăvi, se fac aici frumos în frunză de busturi. Nu poate fi vorba despre așa ceva. A plouat de rupt, totul e ud, inclusiv eu. O să mă optez cum pot. Teamă că îmi por bagaj. O să dorm. O să mănânc niște stâmpuri. Zic eu, roșii și cu ceapă. Mâine luăm de la capăt. Ploaia de seară mi-a dat toate planurile peste cap. Și în privința pescuitului, și în privința campării, adică locului în care îmi petrec noaptea. Până la urmă mi-am petrecut noaptea porbagajul mașinii. Aici am dormit. Mi-a fost frică că mai vine peste noapte un potop. Suntem pe Neagra Broștenilor și rememorez locuri deosebite pe care le-am parcurs de-a lungul timpului când am filmat Natură și Aventură. De aici o să strâng, am să cobor pe vale în jos, mai sunt destule amintiri care mă leagă de locul ăsta. Ca peste tot pe unde merge în munții României, de o parte și de alta drumului, stive de lemn. Nu o să stau acum să văd ce e legal și ce e ilegal, semnalez pur și simplu o realitate. Asta este. Munți, munți de lemn. Iată exact ce vă spuneam. Repet, se prea poate să fie legale, nu asta este problema. Problema este că peste tot se taie. Aceasta este cascada unde cu mai bine de 12 ani în urmă, coborând pe Neagra Broștenilor, am găsit dimineața, dis de dimineață, un cerb băgat în cascadă, un cerb care a fost fugărit de lupi, încolțit, cu părțile din spate sfâșiate, un cerb care sigur că până la urmă n-a supraviețuit, care s-a refugiat aici în cascadă, pentru ca să scape de lupi. Am urât pe Neagra, am găsit...
găsit o chestie care nu de puține ori se întâmplă în sălbăticie, și anume un cerb, un cerb matur, alergat de lupi, prins, probabil are răni, da, se văd rănile, este mușcat de spate, uite-te, are răni. Se vede foarte clar, la spate e mâncat de lupi. El se trage la apă, intră în apă și stă aici în apă până când vine ziua, oamenii încep să circule pe Neagra și atunci lupii fug. Problema este atunci când haita de lupi fugărește un cerb de ăsta. În general, ei nu prea se leagă de cerbi masculi purtători de coarne, de obicei se leagă de ciute sau de viței. Problema este când îl fugărește, el se supraîncălzește și totdeauna se trage pe fundul văilor la apă. Vine și se culcă în apă pentru ca să se răcorească. Dar pe ăsta deja au apucat să-l prindă și au apucat să-l rupă. Ăsta este podul peste Neagra, care pleacă din poiana numită La Brânzărie. În dreapta, în spatele meu, avem o stână nouă. În stânga mea este fosta stână regală a României. Aici se făcea brânza și se trimitea la Casa Regală. Ăsta este locul din care acum câțiva ani, mulți ani, deja vreo 10, am pornit pentru a vizita o stână, o stână cum nu se poate mai tradițională, stână de oi, în Bâtca Ortoii. Am făcut acolo un reportaj absolut grozav. Stână de oi. Cum am ieșit în golul alpin, s-a terminat pădurea de prad, ieșim pe gol. De aici încolo încep stânile și încep plaiurile, alea care le știm noi din Miorița. De primăvara până toamna, pe culmile munților răsună talângile turmelor de oi. De civilizația pastorală este legată întreaga existență a satului românesc. Aici, la stână, noi suntem 24 din 24. 24 din 24, zi lumină și zi noapte. Pentru că dimineața de la ora 4, cum ne trezim noi la ora 4, ne trezim. Când se crapă de ziua. Așa, când se crapă de ziua. Și până seara iarăși înserează, noi suntem tot cu animale. Și noaptea tot noi suntem. Seara și dimineața, animalele se adună în strungă, unde se mulge laptele din care mai apoi se face brânza, urda și cașul, printr-un proces rămas neschimbat din vechime. Ars! La capră, dacă... Da, da, s-audă de ții. L-am rupt, așa se cheamă, ruptul laptelui. De acum îl mai lăsăm un sfert de oră, 20 de minute, să-l iese el un pic de zer. Și acum luăm la bătut, așa se spune, bătutul laptelui. Aveți ceva de lucru? Da, este, este ceva. Și după ce se stoarce de zer, intră iar în altă acțiune, frământatul cașului, ca să putem scoate jântuitul. Anul trecut am avut 12 câini mâncați de lupi, în anul 2013. 12 câini mâncați de lupi. Oi nu. Oi nu, că au fost câini mai mulți și au luat pe câini. Au fost cațalande de ăștia înainte de un an. Și noaptea când vine lupul și începe să hămăie unul, prin toți. Ceilalți sar toți. Sar toți. Și dacă dau câini de urmă de lup, dacă dau câini de urmă de lup, face, ține mă, pe dânsul mă, cată-l, cată-l mă. Da, când vine lupul noaptea, sare unul care e mai istez dintre ei, care are simțul mai bun. Sare, el începe să latre. Și pe urmă ceilalți toți sar și ei.
Cât sunt? 3, 4, 5, așa, 6. Și lupii știu că nu-i stână, da, fără câini? Da, și ieșim noi din stână ca să-i ajutăm, că altfel... Altfel e rad pe toți. Altfel se bagă, ia din... Ei ia de pe lângă nimă, de pe acolo. Păi ce ești așa? E greu, trebuie, nu-i mor. Lef din vale, sus, tu sus, într-o lef. Prâvim eu ușor la deal. Se lasă seara peste munți. Aici se încheie călătoria noastră. Am văzut locuri frumoase, oameni și tradiții, viață sălbatică. Atât timp cât copacii vor sta în picioare, apele vor curge nestăvilite la vale și oamenii vor respecta natura sălbatică, Valea Bistriței va rămâne, așa cum spunea Calistrat Hogaș, închipuirea raiului pământesc. Ați văzut, am făcut o incursiune pe Neagra, am rememorat secvențe din emisiuni, trebuie să spun, fără frică de a greși, cele mai dragi mie pe care le-am făcut aici pe Neagra și toate astea se datorau lui Filaret Cimpoeșu, sărmâna care a postorit valea asta atâți ani până când a trecut în neființă. Ați văzut, am făcut pescuit iarna de lipan, am făcut pescuit de păstră vara, am făcut o incursiune la stânile de oi, observație de urs, o zonă foarte plină, foarte ofertantă. Acum am ajuns pe Bistrița și aici am avut o mulțime de aventuri, dar despre asta într-o ediție viitoare a emisiunii Natură și Aventură. Până data viitoare, la revedere!